Salutare lume și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de RoboCraft, episodul cu numărul 26, iar astăzi vom juca pentru prima oară o camera Battle Mode. Am mai jucat și înainte, vreo 3 sau 4 meciuri. Și mi s-a părut destul de interesant, sincer, doar că ține prea mult acest minigame. Deci am avut un meci de 50 ceva de minute și nici atunci nu s-a decis încă cine câștigă, așa că am ieșit direct din RoboCraft, m-am enervat. Dar e cât de cât ok, așa. Hai, ok, ne-a băgat. Am oprit sunetul de la RoboCraft, deoarece vocea aia se vede prea tare de la joc. Au schimbat și vocea, au schimbat și grafica, au schimbat destul de multe. Bine, mă refer multe la audio și la video. Bine, un video, pot să zic la grafică, deci a schimbat grafica jocului și e mult mai faină. Se pare că suntem doi medici în echipă. Interesant, n-am avut încă un meci din ăsta. Bine, ăsta e a patrulea meci, deci n-am avut nu știu câte meciuri, ca să zic că n-am mai prins așa ceva. Bun, deci suntem aici. Frumos, mi se încarcă, știți, mai greu când filmez. Deci, asta e baza noastră. Există așa un fel de suport aici care ține niște cristale. Dacă sunt aceste, deci dacă aceste cristale sunt distruse, atunci cum să zic eu? Hai să mă duc eu în partea opusă. Mă duc în partea aceea. Văd că cineva e cu sniper, deci așa trebuie să ies. Deci dacă aceste cristale sunt distruse, baza noastră pot să zic că este puțin distrusă. Va fi distrusă cu totul dacă toate cele 4 turnete, vă vedeți acolo pe hartă, sunt 4 puncte mai mici, adică asta ar fi o turetă, care arată, cum să zic, arată, nu știu cum să mă exprim. Deci, inițial ele sunt cu alb, deci au culoare albă, deoarece nicio echipă nu le are sub control. După ce acele cristale albe sunt distruse, ele își vor căpăta culoarea echipei respective. Și dacă o echipă are toate cele 4 turete, acel scut va cădea. Deci, acest scut în primul rând are rol de protecție și dacă el dispare, cum să zic eu, dacă el dispare, practic meciul este aproape pierdut, deoarece distrugând toate cristalele de la bază, meciul e pierdut. Deci explodează baza și s-a terminat. Acel scut oferă și protecție, deci m-am mai zis. Ok, acum nu știu, mă gândesc la mai multe lucruri deodată și e mai nașpa. Ok. Deci, dacă ești în interiorul celui scut, primești viață în continuu, deci nu e nevoie de mediu dacă te lupți în bază. Și în al doilea rând, cei care sunt în afara scutului, mă refer la inamici, nu pot să tragă în tine. Deci doar tu poți să tragi ei din interiorul scutului, dar ei nu pot să tragă în tine. Și asta este partea frumoasă. Și încă nu mi-am dat seama care e faza asta cu levelele. Vezi, am nivel 7, dar nu știu de la ce, deci la ce se referă chestia aia. Și dacă dai damage sau faci un kill sau, nu știu, gen dai viață cum fac eu acum, îți crește mult mai repede. Deci, normal îți crește cu, nu știu, 10 vieți acolo, câte 10 pe secundă. Hai să mă duc eu cu plasmaul meu. Bun. Și poate voi reuși să dau niște damage. Nu. Acolo văd că este un păianjen. Sniper. Ok, pare că am cel mai mare nivel din echipă. Da, am nivel 8, deci sunt cel mai boss. Am o stare abia level 3. Dar nu contează, pare că are 2 mega SMG-uri. Și nu știu, am văzut că aici se mișcă destul de repede și cele rail-uri. Și pot fi distruse și turetele astea, deci nu-mi imaginați că dacă le iau o echipă rămâne pentru totdeauna. Pot fi așa și astea distruse, dar mult mai ușor decât baza. Deci în baza, că sunt foarte multe cristale. Mi se pare că avem o ulifac, nu? Se pare că m-a ratat. Și acum dacă aș putea să mă duc
Dar sper să nu fugă. Și da, fac. Mai pot să coordonez ca lumea. Da, și mai m-a rămas. M-au mai rămas, da. Mi-au mai rămas, am să spun. Nu, și o să mor. Măcar să-i dau așa. Hai, mă, medicule, dă-mi viață. Please. Hai, dă-mi viață. Așa, mersi. Thanks. Bun, păcat că mi s-au dus plasmele. Nu plasmele. Oh, am făcut un kick. Lol. Am să zic Tesla-ole, nu plasmele. Bun, și poți să te respawnezi, deci după cum vezi, tipii ăștia s-au respawnat de câteva ori. Și crește durata de fiecare dată. Deci, dacă te respawnă prima oară, durează 2-3 secunde. După durează, nu știu, 10 secunde și ajungi. Nu știu, am ajuns la 3 minute chiar, parcă. Hai, dacă vezi, tipul ăsta își reface viața, dar și așa l-am omorât. Nu, dă viață. Mersi, mersi. Ai putea să-mi dai și tu viață, frate. Așa, am făcut două kill-uri, lol. Și am ajuns la level 10, deci eu cum că un tip avem. Deci se pare că pot să zic că avem avantaj. Adică avem deja 3 turete, acum o să pierdem pe una. Ok, i-am dat niște damage. Hai să mă repun la loc. Dar ar trebui să-mi dea tipul ăla de damage, doamne, să-mi dea viață. Ce damage? Holy, what the? Ați văzut? What the f... Nu ați văzut asta? Deci, m-am pus și... What the... Ok, oare influențează chestia asta? Repede să-mi dea viață. Bun. Hai să mai mă bag o dată cu Tesla. Ma, să mă răsturn. Ok. Perfect. Kill, kill. Oh, fuck. Oh, mai am Tesla. Mi l-a refăcut, dar mai am viață. Fuck. Deci, medicul ăla e retard. Deci, ăla în loc să-și ajute colegii... Fuck this shit. Oh, mamă, 30 de secunde. Oare de ce așa mult? Poate o fi din cauza nivelului. Deci, încă nu știu ce face nivelul ăla. Dacă știți voi, ați putea să-mi lăsați un comentariu. Dar ce nu știu ce face nivelul ăla furisit. Și filmez deja de 6 minute. Deci, probabil voi... Când voi muri, voi pune stop la filmare ca să nu mai pierd timpul, dar deci nu știu dacă pot filma tot meciul deodată. Trebuie să văd. Oricum stăm în câștig deocamdată, dar ok. Ok. Hai să dau la tipul ăsta mai repede viață. Să nu aștepte așa mult după asta. Așa, acum voi opri filmarea până ajung la ei în bază sau nu știu, până se întâmplă ceva mai interesant. Bun, a revenit. Am ajuns în bază lor, se pare că ne-au cucerit o turetă, dar ne-am cucerit și noi una, deci... Cred că... da, acum au luat și încă una, nu mai avea prea multă viață, dar... Hai să dau tipul ăsta. Și am văzut că nivelul 13 este maxim pe care poți să-l ai, dar nu știu ce înseamnă exact. Cred că te respawnezi mult mai încet decât normal. Nu știu, eu asta am văzut. Când aveam nivel mic, mă respawnam foarte repede, dar acum, cu levelul ăsta mai mic, mai mare, pardon, mă respawnez mai greu. Hai să mă bag în ăsta. Nu. Oh, ăștia ne cuceresc baza. E că ne sparg, nu ne cuceresc. Serios că nu-i nimeni la bază? Oh my god! Și ne distrug baza, deci văd că suntem cam la egal. Ok, mai avem încă o turetă. Dar și ne distrug baza, dar bine, și noi le distrugem. După cum vedeți, hai să dau cât mai mult damage. Uite. Bun. E important să dau viață tipului lui. Poate să o distrugă, ok. Se pare că nu mai... Ba, uite, mai am un mic Tesla pe acolo. Perfect, m-am folosit și pe asta. Dacă ar veni medicul ăla să mă ajute. Ok, văd că baza noastră e dusă deja. Deci... holy fuck. Am pierdut? Ok. Nu înțeleg o chestie. De ce am pierdut?
Ciudat, deci mai puțin atât de, nu știu, deci noi am distrus echipa noastră a distrus toate cristalele de la echipa adversă și echipa adversă nu murea, deci nu pierdea deloc. Și văd acum s-a întâmplat asta, dar din ce cauză? Destul de ciudat, sincer. Cred că trebuie să ai toate turetele ale micuții sau să le ai toate cu viața full sau cel puțin una, nu știu, deci nu-mi dau seama. O chestie care nu știu încă. Dar puteți să-mi stați voi în comentarii dacă știți unul dintre voi de ce am pierdut. Eu credeam că trebuie să ai toate patru și am stat acolo clar că ei aveau doar o turetă. Deci, nu-mi explic. Ok, cam atât acest episod, deoarece mai doresc să pun azi încă un clip, să pun două clipuri din Robocraft, deoarece n-am pus marți, deoarece am avut timp să filmez și aș dori să mă revanșez, așa că cam atât ar fi acest clip, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un coment, un like și un subscribe eventual și ne vedem data viitoare. Salut!